Aș vrea să citesc, puteți să rămâneți așa șezat, câteva cuvinte care cu siguranță au legătură exact cu seara asta și cu conținutul ei. Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18, câteva versete. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat un, în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămezlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Amin. Dragii mei, eu să am un, o temă, un cuvânt foarte simplu. M-am gândit la acest pasaj din scriptură și mi-am dat seama ce moment dificil și prin ce moment dificil a trecut Iosif. Și el, ca mine și ca mulți dintre noi care suntem aici, s-a îndrăgostit de o tânără pe care a văzut-o foarte frumoasă și cred că așa era a văzut-o foarte cu minte, foarte serioasă și așa cum Biblia o descrie, era o fecioară și și-a onorat și și-a păstrat cinstea. Iată niște valori pe care trebuie să recunoaștem în lumea nebună în care eu și dumneavoastră trăim, zâmbesc și le ironizează. Pentru că nu se mai poartă asta. Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți părinții care au lăsat nivelul jos și nu mai propăvăduiesc fiicele și fiilor lor pretențele lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu și nu mai cer și nu mai responsabilizează pe fiii și fiicele lor și generația care vine, căreia trebuie să le spunem că Dumnezeu binecuvântează nu în condițiile noastre, ci în condițiile Lui. Iată o generație care nu mai prețuiește prea mult lucrurile astea. Iată fete care nu mai prețuiesc valorile astea și băieți cură nu le mai pasă. Dar trecând repede peste asta, deși un subiect dureros și îl știm foarte bine, acest băiat și el la rândul lui neprihănit, spune aici, care iubea pe Dumnezeu, care credea în Dumnezeu și și-a dorit să aibă parte de o familie sănătoasă și serioasă, îndrăgostind fiind de Maria, a avut parte de momentul ăsta șocant, pe care fiecare dintre noi care ne-am căsătorit, dacă după ce ne-am fixat visele noastre îndrăgostiți peste măsură, ar fi venit deodată peste noi, probabil că și noi eram dărâmați. Când Maria a venit să-i spună, știi ceva, sunt însărcinată, e drept de la Duhul Sfânt, dar așa ceva nu s-a pomenit niciodată pe fața Pământului. Și oricât ar fi fost el de credincios, de așezat pe Biblie, i-a fost foarte greu să-și asume și să creadă într-o asemenea frază. Și l-a bântuit grele îndoieli. O iubea foarte mult pe fata asta. Așa că deodată el s-a gândit să o lase. Nu vroia să o facă de rușine, era una din motivații și a spus o să o las pe ascuns. Imaginați-vă cât durere era un băiat ăsta. Ce eșec cumplit trăia. Toate visele lui s-au dărâmat în 5 minute când Maria iubirea vieții lui, i-a spus fraza care ți-a auzit -o. Și a spus, abandonez și plec. Plec să nu știe nimeni, plec pe ascuns. Dar nu pot să merg mai departe. Aș vrea, spuneam în seara asta, să vă vorbesc sufletelor dumneavoastră despre momentele grele din viața noastră. Când foarte multe lucruri care ne se întâmplă, nu le înțelegem. Nu știm unde să le așezăm, și se întâmplă că în momentele astea cruciale de criză interioară abandonăm, renunțăm. Și aș vrea în această seară cuvântul de ordine să, să fie acest. Nici odată, niciodată nu renunța. Fii un luptător și fi o luptătoare. Câteva zone în care se întâmplă aceste renunțări. Încep cu, poate cea mai sensibilă și importantă, zona familiei. În care de multe ori s-au produs renunțări. Renunțările astea pot să fie până la un punct extrem de justificate, apoi mai puțin justificate. Știu familii care au ajuns în anumite momente și s-au dezechilibrat și au renunțat să lupte. Au zis gata, nu mai pot. Au rămas împreună, dar relația dumnealor s-a plafonat total și s-a pierdut farme cu șumiezul acelei frumusesc care trebuie să fie în familiile sfinților, în familiile copilului Dumnezeu. Se trăsc unul lângă celălalt. Viața este searbădă. Și de multe ori renunțările astea neauzite, nesemnate, prin bisericile noastre, afectând profund viața bisericii și viața fiecăruia dintre ei. Încercăm de multe ori să mimăm că suntem fericiți. Atunci când venim la biserică, ne coborâm din mașină și deodată părem familiile grozave, perfecte, de desăvârșite. Dar numai noi știm ce dureri păstrăm în sufletele noastre. Aș da să spun în această seară, poate că ai trecut sau ești exact într-un moment de asemenea gen, când o veste, când niște lucruri nu merg și te-au făcut în inima ta să te resemnezi, să spui nu merg mai departe, renunți, nu mai lupt. Dacă ești aici în seara aceasta și viața ta este goală și este searbădă, aș vrea să spun că există cineva. Există trimișa lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi folosește pentru tine. Iosif a fost foarte supărat și în mintea lui și-a pus de gând noaptea să plece pe ascuns și să o lase pe Maria. Dar pentru că intențiile lui au fost curate și viața lui, chiar dacă era într-un moment în care nu mai vedea nicio ieșire și totul era prăbușit, Dumnezeu i-a răspuns din ceruri. Dumnezeu a trimis un înger să-i vorbească, ca să-l convingă că trebuie să meargă mai departe. Eu nu sunt un înger în această seară, deși port un nume de înger, Gavril, și abar n-am la ce s-a gândit tatăl atunci când mi-a pus numele, dar fiind un copil al lui Dumnezeu și un iubitor de Biblie, sunt convins că și-a dorit în inima lui vreodată să fac ceea ce făcea îngerul Gavril, să aduc vești bune și chiar așa s-a întâmplat. Într-un fel îmi pare rău pentru că nu a trăit să mă vadă făcând treaba asta. A plecat exact atunci când am început să predic. Dar s-a dus într-un loc de odihnă. Într-o zi ne vom vedea. Dar poate că se iară aceasta ca multe alte ocazii. Dumnezeu și-a folosit robii lui. Dumnezeu a folosit cântăreți. Dumnezeu a folosit oameni într-un fel sau altul. Prin care a vrut Dumnezeu să-ți transmită. Nu renunța, nu abandona. Pentru că eu sunt lângă tine să te ridic, pentru că eu sunt lângă tine să spun, ridică-te, luptă și mergi mai departe. Eu îți voi da resurse și putere și sunt gata să fac semne și minuni în casa ta. Și dacă sunt ființe aici în această seară, care ați renunțat să luptați pentru relația voastră, nu contează că aveți mai mult sau mai puține ani. Dumnezeu este Cel care poate să ridice din orice prăbușire, orice relație și să-i dea un nou farmec. Duhul Sfânt care a fost pomenit de fratele Lazar aici, care este marele dar dat bisericii, este Cel care poate să aducă în inima ta o nouă cantitate de dragoste și Dumnezeu să toarne prin Duhul Sfânt în inima soților și a soților o nouă cantitate și o nouă dimensiune de dragoste. Și Dumnezeu să vindece orice familie, pentru că sunt destul de multe familii și știm are într-o situație delicată, că nu mai se pot iubi, dar merg împreună de dragul imaginii, de dragul copiilor, de dragul uh, crezului, dar Dumnezeu nu vrea să ne chinuim pe pământul ăsta, ci Dumnezeu vrea să trăim o viață plenară, abundentă, așa cum se cade și se cuvine unor Sfinți al lui Dumnezeu, care cred în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt și în valorile Bibliei și, mă rog, puterea lui Dumnezeu să atingă de aceste vieți. O altă zonă în care se întâmplă de multe ori destul de multe renunțări, este zona în care noi ne mișcăm și ne este foarte dragă biserici. E foarte frumos, am spus, să fim la biserică și ați văzut cât am câștigat. Ați văzut câte mesaje ne-a dat Dumnezeu, cum ne-a umplut inima de bucurie. Ați văzut mărturii, am văzut în timpul acestei mărturii puterea lui Dumnezeu care poate să scoată și azi, cum a scos atunci când a zis David, Doamne, Tu te-ai plecat în groapa pe ei, în fundul mocili, m-ai ridicat de acolo, mi-ai întărit pașii, mi-ai pus picioarele pe stâncă și mi-ai pus în gură o cântare nouă. Exact așa l-am văzut pe Alin și pe soția lui în seara asta. Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a pus și Dumnezeu a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu cel viu. Mulți au văzut lucrul acesta și noi am văzut lucrul acesta, s-au încrezut în Dumnezeu și au început să aibă o teamă, un respect pentru Dumnezeu care poate schimba vieți. Vă întreb, poate Dumnezeu să schimbe vieți? Poate Dumnezeu să schimbe vieți? Vă bucurați că sunteți la biserică în această seară? Se întâmplă în ultima vreme că nu mai prețuim biserica. Și Biblia asta pe care o citim mai mult sau mai puțin ne spune să nu părăsiți adunarea. Cum unii deja au obiceiul. Și să vă îndemnați unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Iar îndemnul meu, ca roba lui Dumnezeu netrebnic, este să vă rog în vremea asta foarte cumplită și tulbure să iubiți biserica și să căutați părtășia frățească. Pentru că una din cele mai grele lovituri care încearcă diavolul să le dea este că frânge părtășia bisericii între frași de surori. Și aud oameni și pocăiți de stui și prin Europa am auzit de ce nu mai vine familia cu tare? A spus că se descurcă fără biserică. Aud vorbe, vorbe care de genul, dar n-am nevoie de cutare. Dar n-am nevoie de cutare. Dar eu mă descurc și fără. Și tot timpul simt în inima mea că acești oameni care spun asta, au rupt legătura cu Dumnezeu. Că atunci când ai nevoie de un frate, de o soră, când ai nevoie de slujitor, de predicatorul ăla, de celălalt și nu-ți place de unii frați sau de mai mulți, îmi dau seama că de fapt n-ai nevoie nici de Dumnezeu, n-ai nevoie nici de Hristos nici de Zeus Sfânt. Că toată trinătatea înseamnă propovăduirea unei strânse relații de unitate și de părtășie. Tatăl, Isus și Duhul Sfânt au părtășie perfectă unii cu alții. Și El a vrut și noi să avem părtășie unii cu alții. Dacă n-ai nevoie de frați, de sulor, de daruri, de slujitori lui Dumnezeu, într-un fel îți spun în față în seara asta, n-ai nevoie nici de Dumnezeu și nici de Hristos și nici de Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu nostru este Dumnezeu relațiilor. Și Dumnezeu binecuvântează relațiile care sunt între noi. Și dacă nu le avem, să nu avem impresia că suntem foarte bine, că Dumnezeu, cum spunea o familie, de când stau acasă fără păstor și fără ăla și fără ăla, am crescut enorm spiritual. Mă și tem să aud așa ceva. Să cred este de-a prea mult. Pentru că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un dar special și l-a pus pentru celălalt. Și al dumneavoastră l-a pus pentru mine și al, mie, al meu pentru dumneavoastră. Darurile toate sunt pentru alții. Dumnezeu ne-a țesut într-un chip excepțional. Duminică seara predicam la Portland de convertirea lui Pavel și după ce Iisus s-a prezentat și s-a revelat lui Pavel și l-a convins că trebuie să meargă înainte și să accepte mântuirea, după aceea a spus, Doamne, ce vrei să fac? Și Iisus nu i-a spus ce trebuia să facă, deși putea să-i spună perfect. I-a zis, nu te duci în cetate și acolo este un anume Anania, el îți va spune ce trebuie să faci, pentru că eu nu vreau să te mântui, să te fac un mare rău și vreau să te țes în oameni și cu oameni împreună și să formez împreună o biserică pe care eu, Domnul, o să o conduc. De aceea, atunci când un om se întoarce la Dumnezeu cu adevărat, este un om care iubește oamenii și se lasă țesat, țesut într-o biserică și legat de ceilalți oameni și nu-și permite niciodată să fie un rebel și un singuratic care să spună, pot să stau acasă, că Dumnezeu mă va binecuvânta și acasă. Tu poți să stai acasă, Dumnezeu vrea să avem părtășie și legătură frățeasă și să stăruim în ea, pentru ca Dumnezeu să ne binecuvânteze viețile. Dacă credeți în acest concept al Bibliei, să spunem cu toți, amin. Și dacă credeți atunci, de ce stați acasă? Suntem jalnici pentru că din când în când mai mergem la biserică. Și în timpul acesta avem pretenții că suntem oameni spirituali, mari. Spuneam aseară la sacramentul uneori, simplu fapt că știm foarte multe lucruri, credem că suntem și foarte spirituali. Dar a ști și a nu practica înseamnă un risc imens, pentru că dacă știi mult, Dumnezeu îți va cere mult și într-o zi va fi foarte cumplit generația asta care știm atât de multe lucruri încât nu mai avem nevoie de părtășie, nu mai avem nevoie de slujire, nu mai avem nevoie de o grămadă de predicat, nu ne mai place aproape nimic, să știți că vom da socoteală și e bine să ne trezim în seara asta, să ne trezim în vremea asta, să ne trezim că vom auzi atunci în fața tronului cel mare și alb, că Dumnezeu ne va cere socoteală pentru că am trădat părtășia și am trădat biserica și legătura frățească și nu vom avea nicio replică pentru că toți care sunt zugrăviți în Biblie sunt amuți, sunt muți, pentru că nu pot să spui, uh, știi de ce? Nu există răspuns, nu există replică. Dumnezeu a dat pe Duhul Sfânt care îți vorbește de fiecare dată, du-te la biserică, diavolul este în război cu tine, știu, dar și cu mine și cu toți, dar exact cum ați învins în această seară și Duhul Sfânt a învins în voi, să veniți aici să vă bucurați împreună de cântări și de cuvântul Lui Dumnezeu, așa trebuie să învingă de fiecare dată, Oameni buni, iubiți biserica! Pentru că sunt o grămadă care nu o mai iubesc. Iubiți darurile pe care Domnul le-a dat biserică și prețuiți-le. A spus Apostolul Pavel, prețuiți astfel de oameni. Nu pentru că sunt înalți sau scuns, nu pentru că știu să vorbească uneori foarte bine și uneori nu, reușești, nu reușim să scoatem 4 cinci vorbe, ci pentru că Dumnezeu a pus în ei un dar. Și darul este arma și un prin care Dumnezeu îți modelează caracterul și viața ta. Pentru că într-o zi să ajungi mântuit și mântuit în cer. Aleluia lui Dumnezeu. Îți spuneam în biserica din Beclean, Voi fraților, dacă voi știți de un profesor de matematică bun în Beclean, sunteți gata să cheltuiți indiferent câți bani pentru ca să scoate ceva din fiul și din fica voastră. Dumnezeu a pus în biserică niște oameni prin care Dumnezeu și pe care Dumnezeu îi folosește, nu să devină copilul tău premiant și să facă cea mai bună bună facultate să ajungă departe, ci copiii tăi prin oamenii pe care Dumnezeu i-a pregătit și prin darurile care i-a pus în ei și prin frământarea lor de o săptămână pentru ca să vină să prezinte pe Dumnezeu cel Sfânt, Dumnezeu îți va duce copiii în cer, la tronul lui Dumnezeu și vor fi binecuvântați, prețuiți astfel de oameni. Prețuiți biserica, prețuiți părtășia, prețuiți-vă frații și surorile pe care Dumnezeu le-a pus aici. A murit o soră în biserică de vreo 74 de ani. Și sora asta n-a făcut altceva de când eram mic eu în Beclean, decât a știut să se roage. Asta a fost treaba dumnea ei. De multe ori se ruga cu voce tare atunci când se spunea ca pe vremuri, trei, patru suflete îndemnate, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să roage. Ea tot timpul era îndemnată, alții niciodată n a fost îndemnați, foarte ciudat asta. Și ea se ruga sora Rusanda se ruga și tot timpul știam că în rugăciunea ei nu uita niciodată să se roage pentru slujitori. Niciodată. Au trecut ani. Am crescut eu. Dumnezeu am bătrânit. Și de fiecare dată când spuneam la Amvon, o soară Sanda să se roage, cu lacrimi se ruga de fiecare dată. Abar n-am de unde a avut femeia asta atâtea lacrimi să se roage. De multe ori mie îmi vine să mă pișc de mâini, să mă mai, mai plâng și eu câteodată. Pentru că suntem niște oameni uneori încremeniți și reci. Să ruga cu lacrimi și spunea, Doamne, binecuvântează slujitorii din vremea asta care ne împar cuvântul Tău. Binecuvântează-i cu har, cu sănătate. Binecuvântează-le copiii și familiile. Eram în Spania și mă sună Costel. Gabi a murit sora Rusanda. În momentul ăla, credeți-mă, nu-mi place să fabulez. Am simțit că sunt mai slab. Am simțit că predica de seară îmi va fi mai săracă mai lipsită de putere și de prezența lui Dumnezeu. Și m-am întors și la mormântare exact asta am spus. Și am zis, Doamne, te rog să-mi aduci o zi când să-mi areți o altă persoană care se va ruga pentru mine în locul sorei Rusanda. Și știți că aici în America, în urmă cu o zi, am întâlnit persoana asta. Mi-a spus, frate Gabi, vreau să spun ceva. Și am zis, ce? Vreau să spun că eu nu pot să fac prea multe pentru tine. Din X motive. Dar vreau să fac ceva de astăzi vreau să mă rog în fiecare zi pentru tine. Și am zis, e cel mai grozav lucru care l-am trăit în America. Că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciunea și a pus un, om în locul Sora Rusanda. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el, Dumnezeu să binecuvânteze toată frățietatea. Avem nevoie unii de alții. Amin? Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră. Dacă sunteți persoane aici care, ca și Iosif, în ultima vreme v-a spus în gând să renunțați, că, nu știu, multe nu vă convin sau nu ne plac. Biserica este perfectibilă. Dar trebuie să iubești biserica în ciuda imperfecțiunilor ei. Pentru că Domnul a spus prin Sfântul Apostol Pavel că se ocupă de biserică, o curățește, o sfințește prin cuvânt, pentru că într-o zi, printr-un proces de desăvârșire, să o păstreze înaintea Tatălui și să o prezinte acolo fără pată, fără zbârcitură, ci una sfântă și fără prihană. Iisus Hristos ne acceptă pe noi toți cu imperfecțiunile noastre. Cred că cu atât mai mult ar trebui noi să acceptăm pe frași și pe surori, chiar dacă sunt cu imperfecțiuni, în gândirea și în dorința că Dumnezeu ne va desăvârși pe toți și într-o zi vom purta chipul lui Iisus Hristos. Dacă ești o persoană care în ultima vreme nu mai prețuiești biserică și chiar într-un fel ai abandonat implicarea și slujirea ta în legătura frățească, în această seară Dumnezeu m-a trimis aici să spun, ești pe un drum greșit și periculos. Renunță la încăpățânare, cereți iertare dacă trebuie și revino în rândul bisericii. Revino în părtășie, integrează-te, chiar prieteni dacă creșteți aici, veniți să vă împăcați cu Isus Hristos în această seară și veniți să fiți împreună cu biserica. Nu există pocăință de unul singur pentru că nu vei rezista. Avem nevoie unii de alții. Și așa cum a spus un, un, gânditor și un scriitor, este ușor să fii sfânt când nimeni nu este prin preașmă să spună nicio piedică. Asta este o sfințenie falsă, ireală, pentru că adevărata sfințenie se probează în relații. Dumnezeu să ne facă pe toți sfinți, dar să ne țese unul de celălalt, ca să putem să lăudăm un singur nume, care este Isus Hristos Domnul. O a treia zonă în care de multe ori suntem provocat să renunțăm este zona chemării pe care Dumnezeu ne-a dat. Știți foarte bine că unul dintre personajele care a primit un dar și o chemare de la Dumnezeu că l-a înfășurat într-un ștergar și l-a îngropat în pământ și n-a lucrat, a abandonat, a renunțat. Îmi pare rău să spun că mulți ne-am întors la Dumnezeu și nici măcar ne luptăm să ne întrebăm ce pot să fac eu pentru Dumnezeu, care este scopul pe, pentru care eu trăiesc pe Pământul ăsta. De aceea, uneori, plocăința este uh, aproape că ni se pare că ar trebui să o respingem. Și este de multe ori plictisitoare, pentru că noi am abandonat chemarea pe care Dumnezeu o are pentru viețile noastre. Dumnezeu vrea să facă ceva cu tine și vrea să lucreze prin tine. Poate cândva a făcut-o și poate dintr-un motiv sau altul te-a oprit și nu mai lucrezi pentru Dumnezeu. Poate te ai supărat cineva, poate ești o ființă sensibilă. Și deodată s-a întâmplat că tu ai investit în ceva și te-ai trezit cu totul altceva. Și în momentul ăsta greu te-a făcut să renunți și să spui nu mai poți să mergi mai departe. Când am început să slujesc, m-am întâlnit și eu cu asta. Și vă spun în fața Lui Dumnezeu, nu odată am vrut să renunț. De multe ori. Pentru că am fost de dezamăgit de oameni din preașma mea. Relații în care am investit. Și care au reacționat păstian total la iurea. Total surprinzător. Și am zis, Doamne, nu se poate. Nu mai am încredere. Nu mai merg mai departe. Renunț. E mai bine pentru mine să renunț. La Dumnezeu a trimis oameni lângă mine care mi-au spus niciodată să nu renunți. Pentru că Dumnezeu în toate momentele astea te va căli, te va fortifica. Și dacă Dumnezeu te-a chemat pe tine să propădești Evanghelia, nimeni niciodată nu te va putea opri. Așa că ridică-te din prăbușire și mergi mai departe. Dumnezeu va fi cu tine. A fost multe momente de genul ăsta și nu vă spun nimic nou. Că dumneavoastră și frații și colegii, oameni cu mare experiență, care au trecut prin viața asta, care au deja păr cărun și au luptat pe, câmpul bătăliei, au trecut prin dese momente de genul ăsta și sunt convins că au spus în cameră, în gândul lor, exact ca și Iosif, o las, prețuiesc persoana asta, o iubesc pe Maria, dar nu mai înțeleg ce se întâmplă. Nu pot să fac față momentului. Nu mai pot să am nicio motivație și nicio justificare pentru ce se întâmplă. Eu fi spus Dumnezeu. De atâtea ori nu mai înțelegem nimic ce se întâmplă. Lucrurile se încurcă deodată peste noapte, grozav de încălcit devine totul. Și spunem gata, abandonez și simțim că este un gest de maturitate abandonul ăsta și de bun simț și de respect pentru lucrarea Dumnezeu. Nu vreau să fac nimic. Dar Dumnezeu a spus: "Nu te teme, Iosif, să iei la tine pe Maria, pentru că ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Și vreau să spun Iosive că eu am un proiect și prin copilul care se va naște prin ea, tu îi vei pune numele lui Iisus. tu vei fi implicat aici și el va fi mântuitorul lumii. Iată, dintr-un moment de criză, Dumnezeu îi spune, am un proiect grozav pentru tine. Am adus criza asta ca să-ți pot vorbi și să știi că vreau să fac lucruri mari prin viața ta. Tu însuți îi vei pune numele Iisus, Tu te vei bucura să știi că fiul lui Dumnezeu, mântuitorul lumii, ai avut onoarea să mergi tu acolo, la locul în care se face certificatul și să spui numele lui va fi sus. tu vei rămâne în istorie și se va predica despre tine, pentru că tu ai făcut fața acestei crize și n-ai abandonat cursa și ai spus, mă duc, Doamne, pe mâna ta, până la capăt, prin credință. În această seară, dacă sunteți oameni aici, care ați abandonat chemarea și slujirea la care Dumnezeu v-a chemat, din multe mari sau mici motive, vă rog în numele Domnului să vă ridicați, Dumnezeu vorbește în seara aceasta. Ridică-te și fă lucrarea lui Dumnezeu cu toată inima ta. Chiar dacă o mie să cadă în stânga ta și zece mii la dreapta, de tine nu se va apropia, pentru că Dumnezeu va fi cu tine. Vei vedea cu ochii tăi răsplătirea celor lăi, dar Dumnezeu îți va dea izbândă. Tu nu poți să fii un pocăit fericit fără să lucrezi pentru Dumnezeu. N-ai nicio șansă. Tu n-ai nicio satisfacție în inima ta, viața ta e searbătă, vii din rutină la biserică. Dacă să poți să vezi puterea lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu, trebuie să fii în locul în care te-a pus Dumnezeu și să lucrezi cu pasiune și cu toată ființa ta la capacitate maximă și să spunem toată adunarea, amin. Amin. Să nu-ți dorești locul altuia. Să nu răsnești la o altă poziție. Să fii mulțumit acolo unde Dumnezeu te-a pus. Rolul tău, e, Iosif, este scurt, dar este puternic. Acolo unde Dumnezeu te va pune și Dumnezeu te va binecuvânta. Tu vei, vei proteja pe Maria și pe Isus. Tu vei, te vei duce într-o parte și în alta. Și vei avea satisfacția plenară să vezi lucrarea mea cu ochii tăi și să o pipăi cu mâinile tale și sufletul tău se va bucura. Aș vrea să vă întreb Sfinții lui Dumnezeu. Când ați avut ultima dată satisfacția să vedeți pe Dumnezeu lucrând prin dumneavoastră? Eu nu cred într-un creștinism în care noi predicăm și dumneavoastră stați spectatori. Pentru că nu-i biblic. Nu cred că trebuie să fim o armată de consumatori și câțiva care își formă ficatul și ființa lor ca să poată să fie în mâna lui Dumnezeu și folosiți de Dumnezeu. Cred că și dumneavoastră trebuie să vă topiți. Cred că și dumneavoastră trebuie să vă gândiți sâmbătă seara ce va fi duminică la biserică, ce voi face eu pentru slujba aceea. Vreți să vedeți semne și miuni în biserică, vindecări și lucruri supranaturale? Vreți să vedeți în biserică oameni mântuiți și întoși la Dumnezeu? Puneți-vă viața în bătaie și faceți ce Dumnezeu va chemat să faceți. Cu toată inima și cu toată pasiunea voastră. Pentru că atunci când facem ceea ce facem, ce trebuie să facem, atunci vedem oameni plângând și în îngenunchind și slăvind pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le schimbă viețile. Nu trăiți visând, pentru că visând va fi și viața voastră că s-a dus ca un vis și trezești în final cu mâinile goale. Dumnezeu te va întreba ce ai făcut pentru mine. Ți-am dat timp, ți-am dat resurse, ți-am dat chemare, ți-am dat pe Duhul Sfânt, ți-am dat Biblia, ți-am dat tot. Tu ce ai făcut pentru lucrarea mea? Dumnezeu ne va întreba. Și fie că atunci să putem să spunem, Doamne, prin harul Tău, așa cum este o cântare care iubesc foarte mult, Doamne, aș vrea atunci să spun că am făcut ce a trebuit, ce -a trebuit să fac. Că n-am fost un laș și n-am fugit. N-aș vrea cineva să spună, am fost un laș și tot timpul m-am fofilit prin biserică. Și tot timpul am fost unul care tot am criticat și am vorbit în stânga și în dreapta. Dacă ești în punctul ăsta în seara aceasta, Duhul Sfânt îți vorbește, oprește-te și renunță la starea asta. Și vino și așează-te în locul, cu smerenie, cu pocăință, Dumnezeu este bun, în locul în care te-a pus Dumnezeu. Și lucrează și ostenește-te, că doar ostenerile vor fi răsplătite. Și eu am mai spus asta. Și de ce noi nu avem odihnă spirituală? Pentru că nu ne obosim. Atunci când toată ziua stăm și nu facem nimic și mai ațipim și mai dormim, noaptea nu ne putem odihni. Atunci când muncim și suntem în alergare, că mă întreabă pe mine unii și alții, tu te duci în America și schimbi vreo 40 de paturi în care dorm. Da, cam, cam atâtea. Tu mai poți să dorm, că eu nu pot să schimb un pat. Am zis, dar eu cât de -s -s obosit în fiecare zi, crezi că mai gândesc pe unde dorm? Eu mă pun și adorm în pace și în liniște, pentru că cel care îmi dă o dignă în așternutul meu este Domnul. Pentru că eu trebuie să dorm, pentru că dimineața trebuie să merg mai departe și pe microbus când mai prind, iară dorm. O banchetă, căzând, alunecând, cu capul de geam. Dar pot să dorm, pentru că sunt obosit. Dar dacă noi nu suntem obosiți și nu suntem osteniți, nu avem nicio dihnă. Așa că osteniți-vă să vedeți ce o spirituală și ce pace și bucurie aveți. Dacă nu sunteți obosiți, atunci veți fi mereu plictisiți și nu veți simți bucuria și prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să trezească orice inimă. Dumnezeu să trezească orice viață. Aș vrea să vă închei predica mea spunându-vă că dacă sunteți oameni aici care ați, ați, renunțat și ați abandonat, este seara când Duhul lui Dumnezeu vine să vă ridici. Dacă în familie ți-ai pus în gând să abandonezi, oprește-te, luptă pentru casa ta. Așa cum a spus Nemia, nu vă temeți de ce se întâmplă. Luptați pentru casele voastre. Luptați pentru soțiile voastre. Luptați pentru fiicele voastre. Luptați pentru fiii voștri. Pentru că Dumnezeu este Cel care vă va ridica. Și dacă veți face asta, suntem martori aici. Că Dumnezeu va face să înflorească casa ta. Te vei uita zilele următoare să vă spune ce se întâmplă, că simt ceva grozav pentru soția mea ce n-am simțit în ultima vreme, pentru mama și pentru tata. Și deodată familia va fi transformată, pentru că nu te-o transformi, ci puterea lui Dumnezeu va transforma dar tu trebuie să fii gata să lupți pentru ea. Dumnezeu să vă ajute. Dacă ați lăsat-o moale sau total cu biserica, vă rog în numele Domnului să reveniți acasă și să iubiți biserica și să luptați pentru ea. Dacă v-ați pierdut chemarea și pasiunea pentru Dumnezeu, este seara aceasta de Crăciun. Când să reveniți acasă, că până la urmă Crăciun este o sărbătoare în care revenim acasă cu părinții noștri și parcă fiecare ne regăsim rolul. Uite, aici eram eu când eram mic. Uite, aici mă umblam eu. Pentru că acolo ne găsim un rol în care am umblat de când eram mici și fiecare îl aveam rolul nostru și ne este dor de timpul acela. În această seară să vă fie dor de biserică și de rolul care l-ați avut în biserică, pe care îl puteți avea în biserică. Dumnezeu, Isus Hristos și Duhul Sfânt, de-abia așteaptă să vă umple de putere din nou, de-abia așteaptă să lasă binecuvântări peste voi. Dacă a ști cât de mult dorește Dumnezeu să vă binecuvânteze, n mai sta nicio secundă și acolo unde sunteți pe bancă, în momentul ăla spun, Doamne, mă întorc cu toată inima, Mă întorc oricât m-ar costa, oricât va trebui să mă umilesc, să mă smeresc. Nu contează niciun preț. Mă întorc să mă bucur cu frații și surorile, să-i îmbrățișez, să iubesc și să dau slavă lui Dumnezeu că am un rol pe pământul ăsta, că merită să trăiesc pentru ceva. Credeți-mă! Dacă lucrăm pentru Dumnezeu, merită. Merită să mai trăim un an. Merită să mai prindem un Crăciun. Merită să spunem lui Dumnezeu, mai vreau, Doamne, să mă las pe pământul ăsta doar pentru aceasta. Să mai lupt pentru tine, să mai cânt pentru tine, să mai predic despre tine, să mai mărturisesc despre tine, să mai fac o dărnicie, să mai mișlocesc pentru păstor, să mai cum spune în populare, să mai trag o rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu toată inima mea pentru cei care vor predica duminica și ei să nu știe și să plâng o oră, două, cu lacrimi și când mă voi duce la biserică și voi vedea pe fras predicând cu putere și cum oameni să mântuie și vin în față să pocăiesc eu în inima mea voi străluci de bucurie și voi spune, Doamne, pentru asta m-am rugat și văd cu ochii mei că ce ai spus tu este 100% adevărat și spun din toată inima, glorie Domnului. Căci atunci când Iosif s-a dus și a văzut pe Iisus născându-se și tot ce s-a întâmplat și au venit păstorii și au spus și după aia mai târziu au venit magii când a văzut toate astea a zis Da! Ce bine că am crezut în noaptea aceea! Ce bine că n-am fost un îndoielnic! Ce bine că n-am fost un căpățânat! Ce bine că n-am spus în inima mea! Bă, ce vreau omul ăsta cu mine, mă hărțuiește! Ce bine că am crezut ce a spus Dumnezeu! Nu te teme, Iosive! Nu renunța! Nu abandona! Pentru că eu voi fi cu tine și uite, asta se va întâmpla și asta se va întâmpla. Acum văd cu ochii mei, pipăi, bine că am crezut în Dumnezeu, bine că mi-am revenit, bine că am mers înainte, că văd puterea și slava lui Dumnezeu. Din toată inima, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să nu renunțați niciodată. Că ceea ce se deosebește un suflet slab de unul puternic, nu este faptul că unul nu are nicio problemă, numai bază și celălalt necazuri. Toți trecem prin necazuri. Numai diferența dintre un suflet slab și puternic, că cel puternic nu renunță niciodată. Asta e diferența. În rest, toți vom trece prin eșecuri. De altfel, un gânditor spunea și definea succesul, a spus, succesul este trecerea dintr-un eșec în altul. Dar în toată povestea asta, nu ne pierdem entuziasmul și luptăm până la capăt. Pentru că cel care merge în fața noastră este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar eu vă iubesc și vă prețez din toată inima mea. Și cred că astăzi și în această seară Dumnezeu a ridicat multe suflete și Dumnezeu să vă ajute să mergeți înainte. Dacă ne întâlnim la anul, este grozav. Dacă nu ne întâlnim, să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim la tron, unde să auzim cuvântul, veniți binecuvântați Tatălui, pentru că ați fost credincioși în lucru în credințați vouă. Veniți și intrați în bucuria stăpânului. Și atunci va fi totul bas, un bas metern. Să aveți sărbători fericite și un sfârșit de an binecuvântat de singurul care poate binecuvânta, Iisus Hristos Domnul. Amin!